Liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor a primit un mesaj disperat trimis de un navigator îmbarcat la bordul unei nave care în prezent se află în portul Jeddah din Arabia Saudită. Marinarul în cauză a cerut să fie salvat din acel mediu, invocând condițiile precare de muncă și de trai și totodată amenințările grave primite din partea unui ofițer. Mă numesc Cojocea Mihai, sunt timonier pe iahtul Alexander, staționat în portul Jeddah din Arabia Saudită. Lucrăm la bord fără ventilație, fără aer condiționat, în cabină temperatura este de peste 40 de grade. Am probleme medicale, am solicitat îngrijiri, nu mi s-au acordat. Duminică am solicitat să fiu debarcat cât mai curând posibil, dar nimeni nu face nimic în acest sens. Muncesc de ieri dimineață de la ora 8 până în această dimineață la ora 8. Am fost amenințat de către ofițerul Ziakos Teofanis că voi fi aruncat la cheu fără bilet de avion, fără shore pass, fără acte. Vă rog, ajutați-mă urgent pentru a mă putea întoarce acasă. Vă mulțumesc! Mesajul disperat a alertat Sindicatul Liber al Navigatorilor, care a înștiințat de urgență autoritățile. Au fost demarate rapid toate acțiunile în vederea salvării navigatorului român. În primul rând, informațiile sunt foarte, foarte puține pentru acest băiat Cojocea Mihai, care a plecat, nu se știe prin ce a plecat, pe cum propriu, printr-o agenție de crewing. Nu are un telefon să putem să luăm mai multe date, n-a văzut un contract de muncă, ce spune contractul lui acolo. Am luat legătura cu Ministerul Afaceri Externe, deja s-a luat legătura probabil cu consulatul ca să încerce să vorbească cu autoritățile din Jeddah de acolo, din port, să meargă la bord, să vadă despre ce e vorba și să rezolvăm într-un fel problema lui. Revin și spun în continuare că Sindicatul Liber al Navigatorilor vrea ca toți marinarii români să plece în condiții sigure pe nave care dau condiții sigure de muncă și viață la bord. Orice marinar care necesită consultanță înainte de a se îmbarca la bordul unei nave se poate adresa Sindicatului Liber al Navigatorilor la numerele de telefon 0241 618 587, 0241 601 282 sau pe site-ul www.sln.ro.